Octombrie egal Oktoberfest. Bă, și mi-au apărut la reclame pe Facebook și pe Instagram numai jnițele și beri, de-am înnebunit. Printre care reclama de la restaurant Stoker, bă, un jnițel, bă, mare, bă, foarte mare. Așa că, bineînțeles, reduc o sunat, o pus comandă, așa cum sunt față la restaurant, aștept să fie gata. Hotel Stoker și restaurant e chiar lângă parcul Petofi, care momentan e în renovare. Au o terasă cu grădină tare frumoase și o terasă interioară drăguță. În momentul ăsta sunt puțin speriat. L-au pus pe platou, ești prost? Cât e șnițelul ăsta, fratele meu? Acum chiar stau și mă gândesc cum o să mă lupt cu șnițelocul ăla în mașină. Țineți minte tava care mi-a luat-o? E cât tava, frate? Mai mare ca tava. Băi, platou în toată regula. Nu, n-are rost, nu, frate, n-are rost, n-are rost, ești prost la cap. Bă, ești nebun, bă, cât un capac de budă. La manevra asta sper din tot sufletul să nu se rupă. Bă, voi vedeți cât e? Și-s două bucăți din astea, două. Toarce un pic de lămâie. Și sper să fie și bun. Lângă mi-am luat o porție de cartofi țărănești cu bacon, ceapă, bă, și pătrunjel. Ador ceapa în mâncare. Cu bacon. Puțină sare după gustul meu, dar știți bine că eu mănânc mai sărat și probabil pentru marea majoritate e perfect așa cum îs. Storci un pic de lămâie pe șniță, îi dă gustul ăla un pic acrișor, împreună cu crusta, cărnița de porc. Delicios. Da, n-are rost. Adică, frate, cum să pui două șnițele așa? Pă bune, cum să pui două așa? Păi de la început mi s-a părut prețul un pic cam mărișor, adică un șnițel la ei în meniu, un șnițel de porc, e la prețul de 50 de lei. Supor cam mult 50 de lei, dar bă, îmi poți să arăta mare. Dar nu mă așteptam să fie două bucăți așa mari, frate. Lângă mi-a luat o porție de cartofi țărănești, care e cu ceapă, cu bacon, cu pătrunjel, care e delicioasă și ea. Și nu mai zic dacă îi dai și o bere lângă, sau două, sau trei. Oricum să nu uitați, lămâia e stoarță pe șnițări, jur că e game changer, pe bune că e game changer. Oficial am primit cea mai mare porție de mâncare care am primit-o vreodată. Și să ne înțelegem, e o porție normală de la ei din meniu, nu-i extra nimic. Așa că, Stoker, să rămână pentru masă și da, Răducu vă recomandă, poftă bună!